Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să pregătim o pizza barbacoa. Dragii mei, aici avem așa, 250 de grame de carne tocată de porc, da? Din polpa am luat. Aici avem puțină slănină, opțional, cine vrea pune, cine nu, nu. Aici avem o jumătate ceapă albă, tăiată mărunt. Aici avem așa, o foaie de dafin, o linguriță de vegeta cu gust de pui, puțin ardei iute, o linguriță rasă de sare, o linguriță de zahăr, puțin piper și puțin boia de ardei dulce, pe care le punem aici. Dragii mei, opțional, cine dorește un gust mai deosebit, poate să pună o lingură de salsa de barbacoa, da? Eu nu pun, pentru că o să pun peste. O să mai punem o lingură de ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui, de care aveți. Așa. E, acum le dăm la foc. Așa. Dragii mei, lăsăm să pătrundă bine 5, 7, 10 minute până se pătrunde bine și apoi revenim. După cum vedeți, carnea noastră este pătrunsă. Dragii mei, după cum vedeți, a lăsat puțin suc, da? O mai lăsăm puțin să scadă. Și apoi revenim și facem aluatul pentru pizza. Vedeți? Nu mai este suc de la carne, da? Vedeți? S-a prăjit bine. Ei, în acest moment oprim focul și o luăm jos, da? Așa. O luăm și o punem pe masă, da? Și o lăsăm până pregătim aluatul pentru pizza. Se răcește bine. Deci, l-a luat păpușa. Dragii mei, la aluat nu avem nevoie de mare lucru. De moment avem nevoie de făină. Și o să punem o jumătate de kilogram, pentru că o să facem două pizze. Da. Așa. Facem o gropiță, da? În care o să punem oul, un ou. Peste ou o să punem o linguriță rasă de zahăr, da? Avem aici un cubuleț de drojdie, da, proaspătă, și punem peste. Așa, luăm lingurița și o să punem o linguriță rasă de sare, pe care o punem undeva pe aici, da? Ei, dragii mei, aici avem apă caldă. Apă caldă am 300 de grame, dar nu știm cât o să iei făina. Și începem și frământa. Amestecăm în centru, da? Toate oul, zahărul, drojdia. Amestecăm bine, bine. Nu trebuie să frământăm mult, pentru că este pizza și aluatul este rapid, da? Amestecăm în centru, da? Cu sare, cu tot.
Aguatul nu trebuie să fie moale, nici tare, cât de cât să îl putem întinde. Bine, trebuie apă. Nu o să mai punem, să văd puțin mai frământ, pentru că așa cum e, este perfect. Da, de apă nu mai avem nevoie, da? O mai frământăm puțin așa, să luăm toată făina de pe bol. Acum o să punem o lingură de ulei de măsline. O să punem așa două. Și ulei de floarea soarelui. Puteți să puneți, deci una, două. Luat un 10 minute, a crescut, dacă nu și mai crezi. Cum acum, lucrurile astea. Mâncare. Pentru a intra uleiul în aluat. E cald, nu, Cari? Foarte cald. Luna lucru tot, dragă. Păi, și atâta tot. Aluatul e bine. Aruncăm puțin la făină peste. Acum o să-l punem la crescut și revenim după ce crește. Dragii mei, după cum vedeți, aluatul nostru a crescut foarte repede pentru că este foarte cald. Și acum o să luăm jumate, da? Așa. Punem aici, cealaltă bucată o mai lăsăm, da? Așa. Ei, acum întindem. Întindem în toate părțile. Repede aluatul. Făina e bună. Bineînțeles și drojdia. Și drojdia contează foarte mult. Atâta tot. Dragii mei, o punem aici, da? Și o așezăm.
dragii mei, în pasta de roșii o să punem așa, o linguriță mică de ulei de măsline. Da? Opțional. Eu așa puneam la pizzeria. Și puțin oregano. Oregano o să iau în mână. Da? Și amestecăm. Dragii mei, luăm două linguri de pastă, da, și punem pe pizza. Două, trei linguri. Puneți cât doriți. Dar dacă o să puneți mult, o să curgă brânzele. Și întindem peste tot. Dragii mei, aici am patru brânze. Eu le cumpăr din Mercadona. Așa. Și le combin, le punem acolo, da, într-un castron. Aici o să aveți foarte mult, să nu puneți toată la o pumuliță dintre asta. Le dăm deoparte. Acum avem mozzarella, da? Și luăm mozzarella, da? Și rupem și punem pe pizza. Unde și unde. Mozzarella o mai scurgeți puțin, pentru că are apă. Așa, să iau șervețe în păpușă. Hai să mă aștept, că nu pot să lucrez așa. Da. O să pun un pic de barbacoa, da? Sper să nu curgă. Dragii mei, o să punem puțină barbacoa, puțin mai mult așa. Eu zic că e suficient, un timp puțin. Oricum mai pune și deasupra. Da. E, acum o să punem brânze. Să-mi iau mănușa și punem carnea, pentru că această pizza o facem cu carne, deci barbacoa. Deci mai foaia de dafin le scoatem afară, dar vă spun să puneți, pentru că îi dă un gust deosebit. Toată lumea se ferește foaie de dafin, da, foaie de dafin. Și o să punem. Dragii mei, carne puneți cât doriți și cum, dar să nu punem multă, pentru că
să nu fie prețoasă. Dragii mei, peste, opțional, cine dorește, poate să arunce bucăți de slănină, da? Eu o să pun câteva și vă spun și de ce. Îi dă un gust extraordinar. Pentru că slănina este puțin afumată, da? După cum vedeți, am tăiat-o foarte, foarte mărunt. Pentru că nici mie nu-mi place bucăți mari. Și cam atât. Un pic, un pic de brânză să mai arunc, foarte puțin. Și atâta tot. Ei, dragii mei, acum asta o dau la cuptor. Și imediat facem cealaltă care. Tu ține acolo, da? Haideți să pregătim cealaltă. Dragii mei, la cuptor. Depinde de fiecare cuptor. Poate să fie electric, eu am pe gaz. La mine, cam cât care o lăsăm? Cam 10 minute. Așa. Facem și cealaltă. Foarte bine. Deci, dragii mei, acum procedăm la fel. Luăm pasta de roșii, da? Și punem una, două. Mozzarella, s-o scurt puțin și punem unde și unde, da? Pus pe partea aceasta mai multă brânză, pentru că o să o facem în două feluri, cum să spun. Aici o să punem barbacoa, da, ce-a mai rămas. Așa.
Și la vino, să apoi și la viță. Aici bună. Așa, dragii mei, aici o să facem cu hamon, da, și bacon. Și luăm felia de hamon, hamon York, da, și pune unde și unde. Deci derupem așa cu mâna, da, și pune unde și unde. Cam atât. Acum o să punem bacon, la fel. Să punem unde și unde. Acum o să aruncăm puțin ardei roșu. Aici avem ceapă roșie. Dragii mei, atât de bună este pizza cu ceapă, de nu vă dați seama. Venea o familie de spanioli la pizzerie și seară de seară mă ruga frumos să cumpăr ceapă, că mi-o plătește, să le fac pizza cu ceapă. Dragii mei, am probat-o. Este extraordinară. N-am crezut să fie așa bună. Dragii mei, aici am ardei iute. Eu am pus puțin zahăr, da? Și puțină sare pentru a-i tăia din iuțeală. Nu cred că e suficient. O să mai arunc și aici, Carina, că nouă ne place. Așa. Acum o să arunc și puțină slănină. Da? Și slănină o să pun peste tot. Unde și unde. Care acum am și de ea. Da, mai trebuie. Dragii mei, mai aruncăm puțin cheso, atât peste hamon și bacon, cât și peste barbacoa. Ei, acum așteptăm să se facă, dragii mei. Dragii mei, după cum vedeți, prima pizza este gata. Haideți să tăiem acum cât e caldă. Da. Așa. Haideți să vedem cum se prezintă. Da, dragii mei, vedeți? Uitați ce moi sunt colțurile. Vedeți? Dacă o las așa. Vedeți? Extraordinar. E acum să vedem și cealaltă pizza. Dragii mei, după cum vedeți, pizza noastră este gata. Atât cu barbacoa, hamon și bacon. Haideți să tăiem o bucată și din asta. Madre mia. Super. Super. Hai să vedem puțin. Dragii mei, o să le punem aici. Atât barbacoa, o iau cu mâna. Dragii mei, vedeți? Uitați ce moi sunt cu colțurile. Uitați. Brânzele corc. E așa îmi place. Hai să luăm și bucata de barbacoa. Da? Aici filmez care. Dragii mei, uitați ce moale este. Vedeți? Hai să le punem așa. Ei, dragii mei, aceasta este rețeta zilei. Eu vă spun la revedere, pe curând!